Am revenit în studioul Iași TV Life. Alături de noi este doamna Carla Cosma, coordonatorul avocatului poporului Iași. Doamna Carla Cosma, am discutat în prima parte a emisiunii despre avocatul copilului, dar și despre activitatea avocatului poporului. Revenind la activitatea în ansamblu avocatului poporului, ce au reclamat cel mai des ieșenii anul acesta? Și anul trecut, ce drepturi li se încalcă de obicei și ce instituții sau... La ce s-au referit petițiile? Ieșenie și, și. nu doar ieșenie. Și, și vasulienii da. Care reclamă de toate. Dacă este să ne oprim strict asupra celor care vizează uh, încălcarea drepturilor și libertăților constituționale, atunci probabil că pe primul loc uh, anul acesta au fost uh, dreptul la un nivel de viață decent, de trai, în special uh, legate pensii anul acesta au fost uh, o întreagă nebunie cu ele. Au fost pe recalculări, pe uh, grupe de muncă, pe neluarea în calcul acordului global, a veniturilor realizate în acord global și pe neluarea în calcul a deferințelor. Practic, uh, ceea ce s-a reclamat în concret cel mai mult a fost uh, faptul că o anumită mențiune care există în legea pensiilor permite caselor de pensii să nu ia în calcul adeverințele cu privire la veniturile realizate în acord global. Cu toții știm că pe vremea socialismului, deci anterior anilor 90, foarte mulți lucrau în acord global să vii astăzi, există și un decret care s-a dat în acest sens prin care oricum se făceau viramente să-mi pun problema astăzi la nivelul anului 2017 că vreo fabrică sau vreun magazin sau vreo întreprindere nu ar fi virat către bugetul de stat contribuțiile aferente a celor venituri, îmi vine foarte greu să cred, în condițiile în care aveam niște prevederi foarte precise la un moment dat a fost formulat un recurs în interesul legii, prin care s-a cerut în alte curți de casație și justiție să-și exprime punctul de vedere cu privire la trebuie luate în calcul pensiei aceste venituri sau nu. Și în alta curte s-a exprimat printr-o decizie în care a spus că vor fi luate în calcul. Doar că avem o mică problemă legislativă. Aceste recursuri în interesul legii sunt obligatorii doar pentru instanțele de judecată, nu și pentru autoritățile statului. Casa de pensii, chiar dacă ar fi binevoitoare, nu ar putea să, fac, să ia în calcul acele venituri în acord global, decât dacă omul vine cu o hotărâre a instanței de judecată, pentru că altfel vine curtea de conturi și spune care este temeiul legal în baza căruia ai luat în calcul veniturile în acord global? Și te pune pe tine să plătești din propriul buzunar sau să faci după aceea somații și respectiv să treci la executare silită pe pensia persoanei care ai acordat acele venituri și implicit care au creat până la urmă întreaga sumă de pensie. Pe de altă parte, a fost și este o întreagă nebunie cu adeverințele cu grupele de muncă. Unele dintre ele, într-adevăr, nu se regăsesc în cele două anexe și nu știu cum au fost completate, pentru că, practic, adeverințele acestea eliberate persoanelor care vor să se pensioneze se eliberează în baza unor documente care au în care s-au făcut înscrieri la nivelul anilor 90-94-98, da? practic, nu poți să... și în baza unei scrisori care venea la Ministerul Muncii. Deci nu puteai să faci o încadrare greșită, dar unele chiar nu se regăsesc, adică este la poziția X, dar profesia pe care, funcția pe care a avut o persoană, nu se regăsește în în formularea respectivă, sau nu este domeniul de activitate lucrat. De exemplu, să zicem că unuia care a lucrat în domeniul siderurgic îi pune o poziție din domeniul minier. Nu știu cum s-au creat aceste erori, nu știu care a fost cauza. Cert este că acum oamenii sunt într-o situație extrem de delicată pentru că nu pot să vină să probeze cu acte în fața casei de pensii acea perioadă lucrată în grupa a doua de muncă sau grupa a întâi de muncă. Și atunci, în această situație, trebuie să ducă la instanță. Se duce la instanță și acolo trebuie să probeze activitatea pe care a desfășurat-o, trebuie să vină niște specialiști, inclusiv profesori universitari, dacă este necesar, care să certifice și instanța să dea o soluție din care să rezulte că în perioada XY persoana a lucrat în grupa a doua de muncă pe funcția cu cutărescu. Și în cazul acestor persoane, practic, dumneavoastră, doar le puteți explica ce trebuie să doar facă Doar le putem pași. explica, exact. Nu putem să intervenim pentru că noi nu reprezentăm în instanță de judecată. În schimb, durează foarte mult și până se judecă... Dorează calea... foarte mult pentru că încă mai există paralelismul acesta între cele două coduri și, mai mult decât atât, sunt și foarte multe procese banale una, două, oamenii au învățat să ducă la instanța de judecată, nu se duc la un mediator mm -hmm. să încerce să cumva... Costurile ar fi oricum mult mai mici, Mic. pe de-o parte, pe de-altă parte, nici nu ar fi stresul atât de mare, termenele ar fi mult mai scurte. La instanța de judecată ai depus astăzi cererea, abia peste vreo două, trei luni dacă primești primul termen de judecată, pentru că sunt termene foarte lungi, până formulează întâmpinare părâtul, până dai tu răspuns la întâmpinare după aia și mai un termen instanță, să dat primul termen de judecată. De deci ce mult până ajungi să te judeci cu adevărat? În ceea ce privește dreptul de proprietate, încă sunt pe primele locuri aceste petiții ce vizează încălcarea dreptului de proprietate sau s-au mai redus? Nu, sunt în continuare printre primele trei locuri pentru că discutăm de probleme legate de rezervele de teren pe care trebuiau inventariate, Uh, și uh, atribuite persoanelor care au rămas fără teren, ca și când a dispărut terenul, da, mm. asta e. Discutăm despre faptul că unii dintre proprietari nu doresc să primească terenul care este rezervă pentru că nu mai este de aceeași calitate ca cel pe care ei l-au pierdut uh, sau doresc despăgubiri. Procedura despăgubirilor este la fel ca și la instanță, mult mai lungă de fapt ca la instanță, da? durează extrem de mult. După aceea este nebunia emiterii titlurilor de proprietate. Pentru că unii autori au făcut cereri la nivelul anilor la care au făcut cereri, între timp au decedat, titlurile de proprietate nu s-au emis, între timp legislația s-a modificat, și suntem în situația în care Unora dintre uh, moștenitori nu li se eliberează titlul de proprietate pentru că avem o problemă de interpretare legislativă în ceea ce privește persoanele cărora li se eliberează titlul de proprietate. Deși Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților și-a exprimat un punct de vedere de curând în care a spus că aceste titluri de proprietate se vor elibera pe numele tuturor moștenitorilor, mând ca aceștia să acționeze conform dreptului comun. Adică n-au decât să iasă ei ulterior din indiviziune dacă n-au făcut deja. Și ca atare nu se mai termină nebunia aceasta cu terenurile și cu uh, eliberarea titlurilor de proprietate, cu rectificările de carte funciară și, mă rog, și toată nebunia cu ANRP-ul și despăgubirile. Acolo deja E altă poveste. Nici nu mai are sens să te mai adresezi să întrebi că procedura este standard, răspunsul este acela, știi exact ce ți se va răspunde. Cel mult poți să întrebi cam pe la ce poziție sunt ca să aflu care este stadiul de soluționare a dosarului. Anul trecut am văzut că ați avut peste 300 de petiții și aproximativ 800 de audiențe, dacă nu mă înșel. Cum stă situația în acest an? Părinteți că nu aveți încă o evidență clară mm, mai având... Acum sunt aproximativ 300 deja, mm -hmm. că ne apropiem de sfârșitul anului. Um, audiențele sunt undeva în jur de 600-700, nu mai știu exact. Dar oricum, um, una peste alta... Dacă este să privim pe ansamblu lucrurile, nu există cu adevărat o transparență reală în activitatea instituțională. Oamenii încă se lovesc de comportamentul funcționarilor, se lovesc de indolența unora dintre ei, de faptul că refuză eliberarea de documente sau de furnizare de informații, deși este în competența acestora. Discutăm și despre faptul că fac tot felul de cereri și nu primesc răspuns. Nu vorbesc că nu primesc în 30 de zile, nu primesc nici jumate de an adică sau deloc. Se întâmplă tot felul de, de lucruri din asta care sunt atipice. La 27 de ani de democrație sunt atipice. Adică, nu știu dacă suntem în, în ipostaza în care nu ne asumăm fiecare dintre noi statutul pe care îl avem, competențele și rolul fiecare autorități în parte. Nu este firesc ca eu, de la avocatul poporului, să ofer informații în temeiul dreptului la informații, ce drept am aceste atribuții, dar nu ar fi firesc ca eu să-i răspund unei persoane care are nevoie de informații în, uh, uh, la legile fondului funciar, când competentă, prima competentă este autoritatea care se ocupă de restituire sau constituire. Nu? Deci, sunt oameni, practic, care se adresează, care vin către dumneavoastră pentru a mișca un pic lucrurile, și unii pentru a vă cere și consultanță juridică, ca să spun așa. E mult spus consultanță juridică. Consultanță juridică este chiar foarte mult, însă, ești nevoit să le furnizezi informații și să le spui exact pașii pe care trebuie să-i urmeze. Pentru ca ei să știe exact unde trebuie să ducă, la care ghișeu, cu cine trebuie să vorbească, ce trebuie să facă, ce documente trebuie să depună, care sunt termenele. După ce le-ai stabilit acest, această traiectorie, lucrurile încep să se așeze. Dar ei nici nu știu, foarte mulți nu cunosc legea. Chiar astăzi, mă sunase cineva care mă întrebase uh, dacă poate formula o cerere de repunere în termen pentru că. Nu a fost diligent uh, atunci când i s-a spus că trebuie să facă nu știu ce hârtie, nu știu care termen, pentru că el n-a cunoscut legea. În România nu poți să vii să invoci propria turpitudine și nici într-un caz necunoașterea legii. Da? Faci cumva și te informezi. Cel mai sigur, mijloc și cel mai uh, puțin costisitor este să vii la autoritatea statului. Cea mai la îndemână e avocatul poporului. Vii, întreb despre ce este vorba, ce ai de făcut și pe urmă, acționezi. Pentru că dacă stai și aștepți, nu o să vină nimeni acasă să te sună la telefon și să-ți spună Trebuie știți, să am văzut că cred că ar trebui să faceți asta. Hmm. Sunt și plângeri nefondate, după cum spuneați, sunt, sunt situații în care sunteți puși pe drumul și constatați că, de fapt, situația reclamată nu, nu este tocmai cea, cea reală. Da, au fost acest gen de situații, însă în general ele au provenit de la persoane cu discernământul diminuat. Discernământ diminuat și recunoscut prin acte medicale sau discernământ diminuat și nerecunoscut prin Uf. acte medicale. Însă obligația noastră este să facem acele demersuri, să Facem acele anchete să verificăm pentru că nu poți să știi niciodată. S-ar putea ca din 10 cazuri care îți sunt uh, prezentate, două să fie reale. Și dacă nu le-ai pe fiecare, uh, nu le tratezi cu seriozitate și nu faci ceea ce trebuie, s-ar putea să te trezești cu surprize. De altfel, o astfel de situație a fost anul trecut la Hârlău, dacă nu mă înșel și ați formulat și o recomandare în acest sens, după ce ați fost anunțați de un beneficiar al Centrului mm -hmm. de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică din Hârlău. Ce s-a recomandat atunci și ce măsuri s-au luat? Am văzut că ați avut trei recomandări, dacă mi-amintesc bine. Da, a fost o sesizare uh, pe, uh, telefonică pe care am primit-o de la un beneficiar care a Invocat faptul că a fost bătut de un supraveghetor, numai că situația era taman pe dos. Vietul supraveghetor era cu ochiul uh, uh, umflat. L-am întrebat pe, pentru că noi discutăm întotdeauna și cu ei, l-am întrebat pe beneficiar uh, de ce a făcut acest lucru și mi-a spus că uh, nu a fost deranjat de faptul că l-a obligat să-și ia pastilele și de faptul că nu i-a răspuns la o întrebare legată de un tub de pastile care se afla pe biroul supraveghetorului și care era personal a persoanei care, mă rog, se ocupa de el. A, și în același timp mi-a spus că nu dorește să-și ia tratamentul pentru că el nu mai vrea să facă parte din sistem pentru că ar vrea să meargă la sora lui. El își imagina că nemai luând tratamentul va fi vindecat. Nu înțelege că tocmai acea continuitate a tratamentului asigură lui posibilitatea de a fi luat vreodată de către un aparținător. Cu ocazia acelei anchete, însă, am descoperit și alte lucruri. Unul dintre ele a fost faptul că acești oameni nu sunt protejați deloc. Ei sunt niște victime sigure în mâinile acestor beneficiari. Sunt niște victime sigure ale abuzurilor, pentru că pot fi reclamați oriunde și oricând, și, bineînțeles, că așa cum am făcut noi, la fel va proceda și poliția și parchetul. Mai mult decât atât, am constatat că nu este neapărat benefic pentru ca beneficiarii să aibă la acces permanent la telefoanele mobile, personale, pentru că, de foarte multe ori, Sună ori la 112, ori cheamă salvarea, ori sună la tot felul de instituții, fără să existe o bază legală, un temei legal, fără să existe un motiv justificat pentru care să facă acest lucru. Și atunci am considerat că dacă nu li s-ar permite să aibă telefon mobil, dar să aibă acces la un telefon fix din cadrul instituției, da? Că este chiar telefon fix pe masa unde este persoana care supraveghează centru, da? Prin urmare, nu li s-ar îngrădi cu nimic dreptul la convorbire telefonice. Da, așa cu telefonul mobil, lângă ei tot timpul vor suna non-stop și vor expune aceste persoane. Și în al treilea rând, am constatat faptul că nu exista la vremea respectivă un medic-psihiatru care să deservească aceste centre în mod permanent. Veneau o singură dată pe lună, ceea ce nu este în regulă. Nu poți să asiguri um, un, un soi de permanență în această manieră, nu poți să uh, fi alături de uh, personal când are nevoie, pentru că dacă unul dintre beneficiari intră într-o criză, tu ca și angajat, fără medicul. Uh, psihiatru nu poți să dispui nimic, nici contenționare, nici închidere într-o cameră, singur, nimic, absolut nimic. Și are ești legat de mâini și de picioare până ajunge medicul psihiatru de pe nu știu unde sau până o veni salvarea dacă îi dă acceptul spitalul Socola sau până vine poliția, unul dintre beneficiari, dacă este într-o criză îngrozitoare, poate să facă nenorocire acolo. -a Practic, acestea ceva? au fost... Uh, după... S-a schimbat uh, povestea cu medicul. Am înțeles. Avem Măcar medic. Da. Telefoanele mobile sunt tot la ei în continuare, pentru că eu mă conversez cu ei. Uh, partea bună este însă că uh, ușor, ușor, mă rog, încercăm să le așezăm cumva, astfel încât să fim. Nu putem să fim uh, numai de partea unora, trebuie să fim întotdeauna obiectivi, să fim și de partea persoanelor asistate, dar să fim și de partea personalului. Pentru că și ei sunt potrivă trăiesc într-un sistem la fel de, mă rog, traumatizant ca și beneficiarii. Poate ei nu percep la fel de mult, dar personal o percep. Desigur, aceasta este profesia pe care așa o ales-o. Nu discutăm despre acest lucru. Dar un minim de mijloace de protecție trebuie să aibă și ei. Trebuie să fie protejați și ei în fața abuzurilor pentru că sunt victime sigure în acest caz. O anchetă a desfășurat anul trecut și în penitenciarul Iași, după revoltele pe care le-am văzut cu toții, au fost intens mediatizate și acea anchetă am observat că a constatat mai, a verificat mai multe aspecte și s-au constatat mai multe încălcări a unor drepturi și atunci s-au făcut recomandări am văzut că v-au răspuns anp și că s-au luat anumite măsuri, deși cred că cele mai multe măsuri s-au luat acum cu recursul compensatoriu, nu neapărat de... La, la penitenciarul și am făcut foarte multe anchete. Nu știu dacă este relevantă aia de anul trecut sau alta de altă dată. Oricum, cea relevantă este cea care s-a făcut la momentul la care s-a elaborat raportul special pe condițiile de detenție. Raport elaborat de Mecanismul Național de Prevenire a Torturii. Sunt realități. Nu putem să ne ascundem după deget. Oamenii aceia se străduiesc, dar când nu ai resurse financiare, nu ai ce să faci. Să construiești un penitenciar nou sunt niște costuri exorbitante. Ca să faci un penitenciar pe regim închis, de exemplu, sau de maximă siguranță, ușile, de exemplu, se fac în Franța. Doar acolo. Trebuie să le aștepți acolo le faci pe comandă, costă foarte mult. Dar nu e numai asta. E vorba de faptul că penitenciarul Iași întotdeauna a fost supraaglomerat. Și nu ai cum să rezolvi această situație, pentru că la Iași este regim de maximă siguranță, regim închis, regim deschis și des semideschis. Prin urmare, e firesc să ai așa o aglomerație. Partea proastă este că nu poți să ții oamenii, nu știu, 30 de oameni 45 de metri pătrați. Că nu poți. Că sunt anumite recomandări cu privire la uh, spațiu. Sub, spațiu pe care ei trebuie să-l aibă. Și de aceea s-a, mă rog, uh, și a ajuns unde s-a ajuns în acest moment. Pentru că rapoartele de țară au fost îngrozitoare pe acest subiect. S-au câștigat foarte multe uh, proces. procese la CEDO pe uh, subiect. Uh, toți banii pleacă tot din buzunarele noastre. Sancțiunile pe care le primește România Evident că uh, Ne vizează și pe noi În mod direct uh, Există cel puțin o clădire Care trebuie dărâmată din temelie acolo Toată lumea știe acest lucru Știe și Actualul director Știe și fostul director care este pensionat. Care era pensionat acum Dar care a fost o perioadă la ANP uh, Nu este o notată, Știe și ministrul justiției prin urmare, nu discutăm despre reaua credință sau reaua voință a celor care ar putea să facă, ci de faptul că costurile sunt extrem de mari. Și în ziua în care guvernul României, Ministerul de Finanțe, ar aloca sume de bani pentru construirea unui penitenciar, imaginați-vă ce se întâmplă în societatea civilă în secunda 2, în condițiile în care se vorbește despre faptul că spitalele nu au dotările necesare. Spitalele sunt pline de bacterii care provoacă uneori complicații și chiar decesul pacienților. Din păcate nu mai avem timp, dar vă mulțumim pentru prezența la emisiune și vă mai așteptăm oricând. Mulțumesc și eu. Sunt Cătălina Macovei și vă aștept și săptămâna viitoare.